Bun găsit, dragi telespectatori! Hristos a înviat! Ne aflăm în această seară la început de drum și mă refer la debutul celei mai noi producții a Trinitas TV, Răspunsuri pe cale. Un titlu, zic eu, sugestiv, fiindcă ne aflăm cu toții pe calea mântuirii sau, cum zice Sfântul Apostol Pavel, alergăm la țintă. Iar cursa aceasta în care ne-am înscris este una deloc ușoară, fiindcă adesea întâlnim tot felul de situații care cer sau care ne pun în situația de a pune întrebări și de a ni se răspunde. De aceea, această emisiune va avea în centru întrebările dumneavoastră la care vom răspunde timp de 50 de minute în transmisiune directă. Vom avea grijă ca de fiecare dată în platoul nostru să se afle un duhovnic iscusit cu pregătire teologică serioasă care să vă ofere răspunsurile de care aveți nevoie. Ne propunem așadar să găsim împreună cele mai potrivite răspunsuri la întrebările care apar pe cale, pe calea mântuirii și totodată să vă facem din ce în ce mai conștienți de faptul că nu sunteți simpli spectatori la ampla misiune a mijloacelor media ale Patriarhiei Române, ci sunteți parte integrantă a acestei misiuni. Sunteți membri cu drepturi depline în marea noastră familie. Noi așa vă considerăm. Și de aceea vă dăm posibilitatea să ne trimiteți gândurile, ideile și mai ales întrebările dumneavoastră. Ne puteți scrie prin WhatsApp sau SMS la numărul de telefon 0733 887788, număr cu tarif normal, sau în secțiunea de comentarii, fiindcă suntem live pe Facebook și YouTube. Alături de noi în această seară se află părintele Vasile Gavrilă, un duhovnic foarte iubit și cunoscut, care îndrumă multe suflete pe calea mântuirii. Părintele Vasile Gavrilă este preot la Biserica Sfântul Nicolae Ghica, Paraclis Universitar din București, este doctor în teologie, inițiator al Liceului Sfinții Trei Ierarhi din Capitală și prezentarea ar putea continua. Părinte, Hristos a înviat, bine ați venit în această seară alături de noi în căutare de răspunsuri pe cale. Adevărat, a înviat, vă mulțumesc pentru invitație și mă simt onorat să fiu alături de dumneavoastră la debut. Onoarea este de partea noastră, de altfel fiindcă tema pe care am ales-o pentru seara aceasta este nunta, taina unirii în iubire. Cred că nici nu s-ar fi putut să avem un invitat mai potrivit, fiindcă, din câte știu, titlul tezei dumneavoastră de doctorat este chiar Sfânta Taină a Cununiei în viața liturgică a Bisericii. Biserici, așa este, a fost tema pe care am ales-o cu îndrumătorul meu, un alt preasfințitul părinte mitropolit Laurențiu al Ardealului. A fost o temă pe care am făcut-o cu foarte mult drag. În alt preasfințitul mi-a dat foarte multă libertate, m-a coordonat, m-a călăuzit, însă mi-a dat libertatea de a alege, de a pregăti un plan, de a pregăti lucruri și, într-adevăr, a fost o bucurie și pentru mine pentru faptul că mi-am dorit această temă. Dânsul a aprobat-o, universitatea a fost de acord, a aprobat-o și, într-adevăr, a ieșit o teză de doctorat care, la un moment dat, a fost publicată cu un titlu sugestiv, am schimbat titlul, Cununia, viață într-o împărăție, pentru faptul că viața în familie și viața pe care o primim ca binecuvântare a lui Dumnezeu asupra familiei, asupra celor doi mire și mireasă, începe aici, dar se împlinește în împărăția lui Dumnezeu, cum de altfel toată lucrarea liturgică a bisericii are finalitate doar în împărăția lui Dumnezeu. Cât de grăitor, ce frumos ne-a spus. Aștept cu mare nerăbdare să aud și următoarele intervenții ale dumneavoastră pe acest subiect. Vă mulțumesc. Până primim mesajele telespectatorilor noștri, îmi iau libertatea de a vă adresa eu prima întrebare. Vă rog. Spunem în cadrul apostolului de la slujba cununiei că bărbatul și femeia vor fi amândoi un trup. Lucrul acesta este foarte greu de înțeles în zilele noastre, cum două persoane să fie amândoi un trup. La ce se referă mai exact apostolul? Imaginați-vă că acest aspect a fost greu de înțeles pentru toate timpurile, inclusiv pentru perioada apostolică. Ne confruntăm
sau se confrunta biserica atunci cu o cultură extrem de bine pusă la punct, cu cultura păgână, cu cultura, cu pregătirea clasică, ce era foarte bine pusă la punct, cu o mentalitate arhi-cunoscută și implementată în tot imperiul, practic, unde de altfel se răspândește creștinismul. Și, de asemenea, chiar și după 2000 de ani, ne punem această întrebare. Răspunsul ni-l oferă mai mult, întâi de toate, mai multe aspecte am vrut să spun, întâi de toate chiar istoria existenței noastre. Dumnezeu ne-a făcut de la început, așa spune că l-a făcut pe om și după aceea ne spune cum l-a făcut pe om. Bărbat și femeie. Exact. Ceea ce înseamnă că i-a făcut dintr-un început un trup. O să spunem bine, dar erau totuși două trupuri, două entități și este foarte adevărat, două persoane și atenție, e foarte importantă această dimensiune a existenței noastre, faptul că noi suntem persoane. În limba greacă, persoană se spune prosopon. Noi spunem și chip, și persoană. Și prosopon înseamnă, o traducere mai elaborată, mai explicită, cel care este orientat către. Ceea ce înseamnă că cei doi erau orientați unul către celălalt și împreună către Creatorul lor. Apoi, Dumnezeu îi binecuvântează ca să fie unul singur și spune, de aceea va lăsa omul pe tatăl său, pe mama sa și vor fi amândoi un trup. Bine, cum se realizează lucrul acesta pentru ca să facem un salt și să venim în taina cununiei? Cum se realizează lucrul acesta concret în taina cununiei? Pentru faptul că după căderea în păcat, relația aceasta, legătura dintre bărbat și femeie, dintre mire și mireasă, este restaurată, restabilită și noi facem o afirmație teologică și anume cu nunta a fost ridicată la rang de taină. Este foarte simplu ca să înțelegem din două aspecte. Unu, că atunci când are loc, când se împlinește binecuvântarea, când are loc binecuvântarea lui Dumnezeu în taina cununiei, spunem, întinde mâna ta din sfântul tău locaș și unește pe robul tău și spunem numele, cu roaba ta și spunem numele, și zicem, unește într-un gând, încununează într-un trup. Bine, gândul, da, poate să fie, pentru că se iubesc cei doi tineri, se gândesc unul la celălalt, cum a zis Părintele Teofil, într-un mod absolut sublim. Părinte, a întrebat cineva, ce înseamnă să iubești pe cineva? Și spune, să-l porți în inima ta permanent. Cât de frumos! Ei bine, și mai departe, vreau să amintesc un aspect deosebit de important cum se săvârșea taina cununiei în primele veacuri. În primele veacuri, cei doi mergeau la episcop, primeau binecuvântarea, îi încredința episcopul preoților sau preotului să-i pregătească. Era un timp de pregătire. Și apoi mergeau la biserică, la sfânta și dumnezeiasca liturghie, pentru că, fac o paranteză, toate tainele inițial erau încorporate, integrate euharistic și ei erau primii care primeau Sfânta Împărtășanie. Care este efectul? Se întâmplă un lucru extraordinar. În inimile celor doi pulsează pe lângă sângele lor un sânge unic al lui Hristos. Primesc în trupurile lor trupul unic, trupul lui Hristos. Și atunci cei doi sunt uniți într-un trup, în trupul lui Hristos, chiar dacă ei rămân două entități, două persoane, dar sunt uniți în trupul și în sângele lui Hristos. De aceea, vedeți, Sfântul Apostol Pavel subliniază acest lucru și mai ales ridică și la nivelul duhovnicesc statusul cununiei la paradigma împărăției Lui Dumnezeu. Pentru că spune
și taina aceasta mare este a reuzit în Hristos și în biserică. Și aici, într-adevăr, aici se împlinește totul. Și închei până mai spune ceva, și anume, Sfântul Apostol Pavel vorbește de statura bărbatului desăvârșit și spune să dobândim mintea lui Hristos și inima lui Hristos. Și aș mai adăuga ceva de la Sfântul Grigorie de Nisa, care spune că menirea noastră a omului, că ne-a creat Dumnezeu pe noi, este aceea ca noi să ne acordăm bătăile inimii noastre după bătăile inimii lui Dumnezeu. Sigur, metaforic vorbind. Și atunci, dacă cei doi sunt uniți în trupul și sângele lui Hristos și își acordează bătăile inimii lor după bătăile inimii lui Hristos, atunci pot să devină un singur trup și un singur gând și o singură inimă. Unirea pe verticală cu Hristos absolut creează și unire pe orizontală între noi. Indiscutabil. Am primit și o primă întrebare. Hristos a înviat, adevărat a înviat Adrian, bratul Adrian din Galați ne spune pe această temă: am un prieten care plânge că prietena lui este obligată să se mărite cu altcineva. Ce ar trebui să fac să-l ajut? Unde să-l îndrum? O situație foarte dificilă. Bun. Acum problema e în felul următor. Este delicată situația pentru faptul că taina aceasta se împlinește, se bazează pe consimțământ. În Antichitatea Romană, pentru faptul că noi am preluat, trebuie să recunoaștem, mult din dreptul roman, mai ales că Europa modernă este fondată pe trei principii. Pe dreptul roman, filozofia greacă și Evanghelie. Acesta este. Degeaba spunem noi acum, încercăm să uităm de cei trei piloni. Ei bine, în Antichitatea Romană, atenție, se spunea și era un principiu: consimțământul face căsătoria. Deci, cu atât mai mult, omul creștinul care e liber în Hristos, nu mai vorbim de robie aici, robia este libertate în Hristos, trebuie să aibă să-și dea consimțământul. Dacă cei doi, tânăra și-a dat consimțământul pentru altă căsătorie, nu are ce să facă. Se pare că nu și-a dat consimțământ. Dacă însă este o conjunctură, aici trebuie foarte limpede și foarte deschis, dragă Adrian, să recunoaștem că decizia îi aparține fetei. Ea are dreptul să spună nu, ea are dreptul să își aleagă mirele și să se căsătorească absolut cu cine dorește. Și dacă ea are curaj să depășească și să toate barierele și să înfrunte toate obstacolele, înseamnă că îl iubește cu adevărat, își dorește să fie împreună și atunci se va realiza cununia, căsătoria și cununia. Dacă nu, atunci lucrurile merg mai departe într-o direcție nedorită de Adrian, dar nu prea ar avea ce să facă. Așadar, adevărul este cel care ne eliberează întotdeauna. Categoric, indiscutabil, da. Trecem mai departe, următoarea întrebare. Doamna Maria Ion din Argeș: de ce nu se fac nunți în zilele de post, mai ales în cazul celor care nu vor să facă niciun fel de petrecere, ci vor doar oficierea slujbei? Bun, în condițiile acestea trebuie să răspundem, fără să ne temem că încurcăm lucrurile și creăm confuzie, tocmai pentru a elimina petrecerea, s-a hotărât să nu se facă nunțile în post. Mai mult decât atât, pentru faptul că este un soi de bucurie maximă la care participă cele două familii și așa mai departe, și am putea să spunem că este puțin incompatibilă starea aceasta cu starea de post. Pe de altă parte, poate să spună cineva: bine, dar noi vorbim în post de o tristețe veselă și de o bucurie temperată, sobră. Nu fiți triști ca fățarnici, spune Hristos. Sigur că da. Și atunci, în condițiile acestea, biserica acordă dispensă, spre exemplu, doi tineri care chiar s-au și căsătorit, trăiesc împreună, au viață conjugală împreună și au găsit, nu fac petrecere, și au găsit un moment să facă nunta lor, să-și împlinească această rânduială și chiar intră într-o rânduială bună, atunci fac o solicitare
Și episcopul locului poate să acorde dispensă. Și atunci se face cununia și în zi de post. Dar de regulă evităm zilele de post. De regulă e sigur. Mai ales că trebuie să recunoaștem un lucru. Este moment unic în viața doi tineri. De ce să nu facă această rânduială, să nu împlinească după toate regulile și după toate rânduielile? Pentru că, practic, un moment unic îl pregătești, îl gândești din timp, pregătești totul și atunci sigur că se poate aranja să fie toate condițiile îndeplinite. Inclusiv acesta cu postul. Inclusiv, sigur. Dragii noștri, nu uitați de numărul nostru de telefon 0733 88 7788. De asemenea, fiindcă suntem live pe Facebook și YouTube, puteți distribui transmisiunea noastră pentru ca răspunsurile din această seară să ajungă în casele cât mai multora. Revenim la întrebările noastre. Avem încă o nelămurire a cuiva. Spune așa: dacă mă căsătoresc cu o persoană care a divorțat, întrebarea ar fi următoarea. După judecata de apoi, partenera care a divorțat, cui va fi atribuită? Primului mariaj sau celui de-al doilea? O întrebare pe care eu adresau și Saducheii. Da, e o întrebare foarte grea. Din ce motiv? Pentru faptul că noi știm un lucru clar. E poruncă divină, nu este un sfat, nici măcar sfat bisericesc, poruncă bisericească. Ceea ce Dumnezeu a unit, omul să nu despartă. Însă, sigur că starea omului de păcat, pentru că toți ne-am născut din Adam și Eva, care au păcătuit, a fost luată în calcul chiar și de Dumnezeu și a spus foarte clar în ce condiții este desfăcută, se desface căsătoria. Și anume, întâi de toate, în urma decesului, când cineva, unul din soți, moare. În al doilea rând, pentru desfrânare, dacă unul desfrânează. Sau și ar mai fi, prin asociere, o moarte spirituală. Când unul din soți îl respinge pe celălalt, chiar dacă nu pleacă, nu se duce cu altcineva, vrea libertate, nu-l mai iubește, declară că nu-și mai iubește soțul sau soția, și aceasta poate fi considerată moarte spirituală. În condițiile acestea, gândiți-vă că biserica a fost nevoită să găsească soluție pentru cei care erau în situația aceasta. De ce motiv? Pentru că era riscul ca nu tot să se ridice la standardul cel mai înalt, și anume să-și păstreze castitatea și să rămână fie în văduvie, fie singur sau singură, fără să cadă în păcatul desfrânării. În acest motiv, Sfântul Apostol Pavel și spune, decât să ardeți, adică să ardeți din cauza păcatului și apoi să ardeți, adică să avem parte de chinurile veșnice, mai bine vă căsătoriți. Perfect. Și atunci biserica a îngăduit până la a treia căsătorie. Găsim chiar un canon al Sfântului Vasile cel Mare, secolul al IV-lea, deci el moare în 379, și deci până la sfârșitul secolului al IV-lea există acest canon în care se permite până la a treia căsătorie, iar a patra este considerată spurcată, spune Sfântul Vasile cel Mare. Încă o idee importantă pe care o extragem. Exact. Întrebarea cum este? Cum a întrebat doamna? A cui va fi dincolo? Păi, dincolo este simplu. Nu vom fi nici însurați, nici măritate. Dincolo vom fi ca îngerii din ceruri. Totuși, noi știm că există, am zis la început, că și căsătoria și taina aceasta se împlinește în Împărăția Lui Dumnezeu. Atunci oare soții care au fost căsătoriți, cununați, vor fi într-o relație spirituală, evident, specială? Ei bine, cred că de vreme ce însuși Dumnezeu a permis desfacerea căsătoriei în urma celor două, să zicem, morți, moartea spirituală și moartea fizică, înseamnă că însăși taina nu mai are efecte. Sau nu mai are efectul scontat. Și atunci,
celălalt este dezlegat, cum spune și Sfântul Apostol Pavel. Și în condițiile acestea, credem, nu știm, nu avem absolut niciun argument, nu avem nicio mărturie scripturistică și nici măcar nici unul din sfinții bisericii, să zicem, care au avut trăiri deosebite, înalte, și poate au avut unii dintre ei au avut și revelații, descoperiri, Dumnezeu descoperiri cumva. Nu ne dau niciun răspuns în acest sens. Ceea ce înseamnă că putem conchide că dincolo suntem ca îngerii din ceruri, care nici nu se însoară, nu se mărită, nu e mâncare, nu e băutură viața în Împărăția Lui Dumnezeu, însă putem fi, într-adevăr, într-o comuniune specială. Și atunci vom vedea, însă, trebuie să subliniez acest aspect. Cei care pot să-și ducă, de exemplu, am cunoscut în copilăria mea văduve în urma primului război mondial în special, străbunice, și din al doilea război mondial, dar din primul război mondial. Au fost niște femei, niște văduve de o verticalitate rar întâlnită. Ceea ce înseamnă că e posibil în momentul în care cineva a iubit pe cineva în viața lui sau în viața ei și chiar dacă a fost trădat sau trădată, a fost părăsit sau părăsită sau și-a îngropat soțul sau soția, poate să ducă această viață frumoasă până la capăt, pentru că, așa cum am spus, poate gusta de aici că viața poate să fie mai puțin decât mâncare și băutură și mai puțin decât viața conjugală. Adică putem începe anticipativ cumva o viață specială. Am răspuns la încă două întrebări prin răspunsul la aceasta. Era o întrebare care spunea în ce constă jurământul cununiei religioase până ce moartea ne va despărți, dar am înțeles despre ce e vorba. Și despre o doamnă care este căsătorită, de fapt mama dânsă este căsătorită a treia oară și nu știa dacă această căsătorie este legiuită, este biblică. Este legiuită, este recunoscută de biserică. Biserica ortodoxă nu produce divorț. Este o greșită înțelegere a acestui aspect. Unii cer să se deslege cununiile și știu ei că era o rânduială cândva. Regula e următoarea. Până la Alexandru Ioan Cuza, documentele acestea, care se numeau acte mitricale, le ținea biserica. Și atunci, episcopul locului nu avea loc, nu se producea divorțul nicăieri. Episcopul locului doar lua act că o familie a divorțat, ca să știe că femeia respectivă sau bărbatul respectiv e divorțat sau e divorțată. Dar nu produce sub nicio formă divorțul. Și atunci nu există nicio rânduială ca să consfințească divorțul, ci doar ia act biserica de acest fapt. Încă o întrebare. Hristos a înviat, adevărat a înviat. Vă rog să-mi răspundeți dacă se poate oficia o căsătorie religioasă fără nași. Mă numesc Elena din județul Ilfov. Ei bine, problema nașilor este o problemă delicată și vă mărturisesc că eu atunci când am pregătit teza de doctorat am avut o întâlnire, o discuție cu un profesor la Institutul Catolic de la Paris, un întâmplător. Era un profesor universitar de teologie, nu știu dacă era de teologie liturgică, m-a întrebat la ce nivel am ajuns cu lucrarea, i-am spus și a zis așa: dă-i o formă, finalizează ceea ce ai adunat și urmează ca după, n-ai cum să epuizezi toate aspectele legate de o taină așa de mare. Și vă mărturisesc că o analiză exhaustivă a problemei nașilor nu am făcut-o. Îmi doresc să o fac. Până acum tot ceea ce am citit, sunt foarte puține lucrări care să fie explicite pe această temă. Însă, este foarte clar că inclusiv la nunta din Cana Galilei, mirele a fost chemat de nun, de nașul mirilor, și l-a întrebat de unde este vinul acela bun. Deci este clar că există o tradiție a
fi însoțiți mirii de niște martori. Problema, singura problemă pe care ne-o putem pune noi astăzi este dacă rolul nașilor este un rol sacramental, este un rol de martor și mai departe. Din perspectiva noastră și conform tradiției noastre și la care aș adăuga și tradiția slavonă, nașii au și un rol sacramental pentru că ei pun împreună cu preotul cununile pe capul mirilor, ei pun împreună cu preotul inelele sau verighetele în degetul mirilor și practic sunt cei mai apropiați din taina cununiei care se roagă împreună cu slujitorii ca taina să fie împlinită, pentru că, vedeți, la taina cununiei, atunci ca și la Cana Galilei, ne imaginăm o biserică, biserica împodobită, cu icoane, cu pictură, și atunci nu numai că spunem întinde mâna ta din sfântul tău locaș, și prin iconografie, și prin imnografie, și prin taină tot cerul este prezent, adică Mântuitorul cu apostolii, cu sfinții mucenici pe care îi invocăm în timpul nunții, în timpul cununiei, și Maica Domnului sunt prezenți la taină. Și nașii au acest rol. În mod normal nu trebuie să se facă. În mod excepțional, spre exemplu, e război, este molimă, este o situație, ești într-o situație absolut ieșită din comun. Și aș reliefa și aș exemplifica chiar cu perioada comunistă, la care a fost în anumite țări, cum a fost și în România, erau unii care aveau anumite demnități în stat și doreau să se cunune, însă erau vânați, erau urmăriți. Și atunci avea loc taina cununiei în biserică, se închideau ușile, veneau doar mirele, mireasa, în mare secret, preotul și cântărețul și se săvârșea. Dați-mi voie să spun că taina aceea e validă. Nu e într-adevăr, dar excepția nu trebuie să devină exact. Regulă. Sau excepția întărește regula. Cu așa alte este. Cuvinte. Da. Avem o întrebare care cred că stă pe buzele multor oameni în zilele noastre. Ștefan din Târgoviște ne întreabă de ce să se teamă femeia de bărbat? Avem aici o piatră de potignire uriașă. Este și nu este o piatră de potignire, pentru că dacă lămurim lucrurile și mă bucur tare mult că am prilejul să, și mai ales probabil că ne urmăresc oameni acum și care poate sunt unii care nu sunt foarte familiarizați cu limbajul și așa mai departe. Ei bine, sunt două aspecte, sunt multe care, dar doar două la care vreau să mă refer. Întâi de toate, zice așa, practic reiese din taină și din sfatul Sfântului Apostol Pavel. Gândiți-vă, Apostolul Pavel scrie celor din Efes, Efesul, o cetate foarte dezvoltată, emancipată, cultivată, și scrie practic către Apostolul neamurilor, scrie și neamurilor prin intermediul celor comunității din Efes, ca bărbatul, femeia să se teamă de bărbat și bărbatul să-și iubească femeia după cum Hristos a iubit biserica. Și acum punem întrebarea, oare teama aceasta cu care este datoare femeia față de bărbat este greu de îndeplinit? E mai greu de îndeplinit decât crucea pe care o dă bărbatul? Îi spune să-ți iubești femeia, să-și iubească femeia după cum Hristos a iubit biserica. Ce a făcut Hristos pentru biserică? Și-a dat chiar viața. Mai mult, și-a dat haina jos. Sigur, ei aveau o cămașă, dar erau haina de pe deasupra. Își dă haina jos, pune în jurul brâului ștergar, pune apă în scăldătoare și se pleacă în fața bisericii. Apostolii sunt prima comunitate, am putea spune, prima biserică. Și mirele bisericii își spală mireasa pe picioare. După care, după ce i-a curățit, i-a spălat, i-a aranjat, se înalță pe cruce și își varsă sângele, își dă viața. Adică iubirea este până la jertfă. Oare este ușor acest mandat? Nu este ușor. Și acum, ca să vedem că, să vedem cât de frumoasă și cât de ușoară este porunca miresii,
Trebuie să înțelegem ce înseamnă să se teamă de bărbat. Întâlnim în Vechiul Testament și în Proverbe și în Psalmi. Să știți că am citit psalmii cu foarte multă atenție și mi-am scos toate versetele în care se vorbește despre frica de Dumnezeu. Și trebuie să vă spun că nu este nicio frică de Dumnezeu. Și nu frica de Dumnezeu este înțelepciune, este începutul înțelepciunii, ci frica lui Dumnezeu. Deci nu de Dumnezeu, nu ci de lui Dumnezeu. Ce însemna? Eu nu sunt specialist în biblice, nu cunosc ebraică și fac o mărturisire acum și cineva poate spune, bine, dar tu ți-ai luat un doctorat în teologie, nu știi ebraică. Sigur, am studiat ebraica, dar nu suficient ca specialiștii bibliști. Ei pot să vină să completeze, însă putem să ne documentăm. Cuvântul din limba ebraică, ce este tradus cu frica lui Dumnezeu, acoperă următorul aspect. Cum adică Dumnezeu ne cere să ne fie frică de El? Cum adică nouă ne e frică de Dumnezeu? Nu. Nouă ne este frică să nu-L supărăm pe Dumnezeu, să nu-L dezamăgim pe Dumnezeu, să nu-L trădăm pe Dumnezeu. Și mireasa se teme să-și trădeze mirele. Și aici frica, în limba ebraică, este tradusă mai degrabă prin extaz. Omul este în extaz față de Dumnezeu. Ești în extaz în fața lui Dumnezeu și te minunezi. Și nu vrei să cazi, să pici din acea stare și să-L dezamăgești pe Dumnezeu. Este o admirație profundă. Aceasta este starea pe care o are mireasa față de mirele ei. Dacă o mireasă se teme, se rușinează, se spune că este extaziată de măreția mirelui ei, înseamnă că n-a făcut alegerea potrivită. Și atunci, teama aceasta este să nu-și trădeze mirele, să nu se trădeze pe sine, să nu-și dezamăgească mirele și să-L iubească până la a se încredința întru totul iubirii mirelui, care până unde merge mirele cu iubirea? Până la sacrificiu. Ei, dacă vedem lucrurile așa, lucrurile se schimbă și atunci nu mai este nici piatră de potigneală și nu mai este nici mare dilemă și credeți-mă că nu trebuie să facem un aggiornamento în textele Sfintei Scripturi. E adevărat că în textele Sfintei Scripturi, asta la un moment dat, și în textele liturgice a intervenit. Îmi spunea părintele Tănase Petroniu, pe care nădăjdim, ne vom bucura așa, va fi o mare sărbătoare să fie canonizat și mai departe. Personal am discutat problema aceasta cu el și el pleda și spunea, părinte, eu așa am învățat când am fost student și așa știam. Înfricoșata judecată, frica lui Dumnezeu, nu înfricoșătoarea judecată și nici frica de Dumnezeu, ci frica lui Dumnezeu. Lui Dumnezeu. Care schimbă cu totul perspectiva. Au o admirație profundă. Absolut, o admirație profundă și o teamă de a nu-L dezamăgi pe Dumnezeu. Și pentru că altfel frica de Dumnezeu și teama de bărbat, scuzați-mă, folosesc un termen, frica aceea animalică pe care o are cineva de bătaie, de pedeapsă. Nu este vorba despre așa nu ceva. Nu încape nici așa ceva în demnitatea umană. E cu totul și cu totul altceva. Trecem la următoarea întrebare. De fapt, este un mesaj, dar din care decurge și o întrebare. Numele meu este Roxana Florentina, am vârsta de 37 de ani și îmi doresc din suflet să-mi găsesc jumătatea și să mă căsătoresc. Sunt singură și această singurătate îmi întristează foarte mult inima. Vă rog să mă pomeniți în rugăciuni. Și care ar fi întrebarea care decurge de aici? Există o jumătate, cineva predestinat sau ce ar trebui să facă tânărul pentru a-și găsi persoana aici, cea mai potrivită? De aici decurg foarte multe întrebări și vă mărturisesc că o spun aceasta cu și poate și în baza experienței pe care o am de vreo 31 de ani în mijlocul unei comunități unde sunt foarte mulți tineri, studenți în special, și anume ce e de făcut într-o astfel de situație. Dumnezeu nu ne-a făcut ca în antichitate, ca în mitologia
greacă, sfere, vrăjmașul a spart, a tăiat sferele în două, le-a pus într-un sac, le-a amestecat și după jumătățile acestea le-a aruncat în univers și acum cele două se caută. Nu, asta e mitologie. Nu, Dumnezeu ne-a făcut persoane cu entitate proprie și așa mai departe, cu libertate, pentru că sunt două aspecte în... Am zis că una din dimensiunile importante ale existenței noastre este faptul că suntem persoane și două aspecte ale existenței noastre sunt iubirea și libertatea, care sunt însușiri pe care le primim sau capacități sau cum să spun, care sunt divine. Ei bine, trebuie să recunoaștem un lucru și anume, în societatea actuală este un pic mai greu să se constituie și să se închege o familie pe criterii și pe principii foarte sănătoase și foarte serioase. Mă va întreba cineva, poate cineva să spună, bine, dar aduce o acuză. Nu, trebuie să recunoaștem că societatea noastră tinde să fie tot mai hedonistă. Și în condițiile acestea, greu se angajează tinerii în relații foarte serioase, asumate și responsabile. Și aș vrea să spun domnișoarei Roxana următorul aspect. Și anume că e grea singurătatea într-unul, dar în doi și mai grea. E chinuitoare. Este ucigătoare. Și atunci dacă Dumnezeu, până acum, nu poate a ajutat-o, poate nu a ajutat-o suficient sau are sentimentul că nu a ajutat-o suficient, poate că a văzut că încă nu a apărut persoana potrivită ca într-adevăr să fie un cuplu, să fie un singur gând, o singură inimă și să devină un singur trup. Să nu deznădăjduiască. Nu trebuie făcut nimic altceva decât unu, să fim pregătiți să ne asumăm o relație la un moment dat, doi, să ne rugăm să cerem ajutorul Dumnezeu și în al treilea rând să fim dispuși și să spunem, Doamne, cum este voia Ta? Pentru că, atenție, cununia, căsătoria, nu este condiție nici pentru mântuire și, de asemenea, nu este ultimul scop al existenței noastre. Pentru că, dincolo de scopurile acestea terestre, e foarte adevărat, e frumos, ai familie, femeia are o vocație maternă pe care dorește să și-o împlinească. Noi nu vorbim de hormone aici, nu vorbim de clocotirea hormonilor, ci de vocație maternă, care este mult mai mult decât lucrul acesta și pe care fetele, multe dintre ele, cele mai multe, poate nu toate, au această vocație din plin dată de Dumnezeu. Așa că să-și asume starea aceasta, să-i mulțumească lui Dumnezeu pentru starea în care este și poate că și acest aspect, în momentul în care ți-ai asumat o anumită stare, poate că ai ajuns la un prag în care apare și soluția. Deci soluția vine de la Domnul. Nu este o sferă, jumătatea ei aruncată în neant, în undeva în univers, ci jumătatea ei este undeva aproape, doar să fie deschisă pentru ea. Ne încredințăm în mâna lui Dumnezeu. Absolut, da. Trecem la următoarea întrebare, fiindcă avem foarte multe întrebări și cu această ocazie le mulțumim telespectatorilor noștri că sunt alături de noi. Sunt destul de multe întrebări legate de căsătoria mixtă. Avem chiar cazul extrem de căsătorie între un creștin și un musulman. Ne întreabă cineva dacă este posibil, iar altcineva ne spune că se află deja în această situație, are doi copii cu un bărbat musulman, iar de ceva timp a început să-și ia mai în serios credința, i-a rămas creștină și simte că trăiește în păcat și nu știe ce are de făcut. Bun. Deci noi putem vorbi despre căsătorii mixte și nu este absolut nicio restricție pentru că legislația ne permite. Dar nu putem vorbi despre cununie mixtă decât numai în anumite, exact, numai în anumite condiții. Și anume, trebuie să fie minimorum celălalt să fie creștin. Adică fie catolic, evident și greco-catolic, fie protestant sau neoprotestant. Adică să aibă, să fi primit un botez undeva într-o denominațiune
creștină. Și atunci se ia aprobare prin binecuvântarea episcopului, se ia aprobare, episcopul locului dă binecuvântarea preotului ca să oficieze Sfânta Taină a Cununiei. Mi-aduc aminte că lucrurile aici sunt, au fost foarte clare și foarte lămurite și este bine să aibă loc această, să săvârșească Taina Cununiei pentru faptul că în momentul în care, de ce, pentru cine? Poate cineva, și aici aș vrea să răspund la o întrebare puțin delicată pe care mai ales extremiștii ne pun nouă. Și când mă refer la extremiști, extremiști din biserică. Bine, dar cum să primească o taină cineva care nu este creștin ortodox? Este foarte adevărat, taina întâi de toate se adresează ortodoxului. Și ortodoxul a primit taina. Și prin faptul că este asumat celălalt, că ar putea cineva să spună, bine, dar atunci îl și împărtășim, îl spovedim și... Nu! Este, primește taina cununiei ortodoxul ca să nu trăiască în păcat cu cel care nu este ortodox. Însă, cununii căsătorii și cununii mixte cu un necreștin niciodată nu sunt posibile. Aici trebuie să fie foarte clare lucrurile. Niciun ortodox nu se va putea cununa cu o necreștină și nicio persoană, femeie, o fată ortodoxă nu se va putea cununa cu o persoană, cu un bărbat care nu este creștin. Atunci ce are de făcut această doamnă care în deja situația se află... aceasta sunt două lucruri, două aspecte foarte importante. Unu, are o responsabilitate pentru credința ei și haideți să ne gândim, de exemplu, la țările cum au fost, de exemplu, Egiptul, Siria, Iordania, unde, să nu uităm, țările acestea au fost, la un moment dat, creștinate complet. Invazia arabă din secolul al VII-lea le-a pus într-o situație delicată. Dacă mergem în Egipt, vedem că la mâna dreaptă sau chiar și mâna stângă, a copților, a creștinilor vechi egipteni, este tatuată crucea. De ce? Pentru ca el să știe mai târziu, chiar dacă migrează până altă parte, să știe că el a fost botezat creștin. Imaginați-vă că acolo este foarte mare probabilitatea să se căsătorească un tânăr creștin cu un necreștin, cu un musulman. Trebuie să-și asume starea aceasta. El să-și păstreze credința, să nu abdice. Doi, dacă poate, ar fi bine să-și boteze copiii în credința creștină ortodoxă și în al treilea rând să nădăjduiască în mila lui Dumnezeu că la un moment dat vor ajunge spre final să se spovedească, nu se va putea, însă trăind în această relație, nu se va putea împărtăși niciodată pentru că trăiește în păcat. Pentru că o relație conjugală dintre un bărbat și o femeie nebinecuvântată de Dumnezeu nu este în ordine, adică nu a fost asumată de Dumnezeu. Dacă nu este asumată de Dumnezeu, înseamnă că este în stare de păcat. Dar nu se va putea niciodată. Trebuie să existe întotdeauna nădejde la mila lui Dumnezeu. La mila lui Dumnezeu, prin taina spovedanii și la un moment dat, dacă Dumnezeu va rândui și va vedea. Acum este Sfântul Ignatie Teoforul. Gândiți-vă, din secolul al doilea, el dă primul sfat, cel mai important sfat pe care trebuie noi, pentru creștini a fost normă, și anume, iar voi să nu vă căsătoriți după trup, ci să vă căsătoriți în Hristos. Tocmai lucrul acesta spune Sfântul Ignatie Teoforul. Adică să ții cont când te căsătorești, să te căsătorești cu cineva cu care, sau alături de care, să poți primi taina cununiei. Iulia din Maramureș ne întreabă ce să facă în următorul caz. Am să descriu întrebarea pe scurt. Vă rog. Are un băiat căsătorit cu cineva și au o problemă în familie. Ce să facă pentru ca ai dânsei copii să rămână uniți? Ce poate face în calitate de mamă? Bun. În calitate de mamă, întâi de toate, cel care sesizează problema trebuie să-l sfătuiască pe cel care îi este copil.
Dacă e băiatul, băiatul trebuie sfătuit. Dacă e fată, fata sfătuită să facă tot posibilul să salveze căsătoria. Tot posibilul în limitele normalului. În al doilea rând, foarte important, să-l sfătuiască pe copil, pe copilul dumneiei, dacă primește și celălalt sfatul, e foarte bine să meargă la duhovnic, să meargă la preot, să se spovedească, să aibă o discuție, ca să stea față în față cu el însuși, să se uite în oglinda lui, în oglinda sufletului lui. Poate problema greșeală e la el. Și, în al treilea rând, foarte important, să se roage lui Dumnezeu ca Domnul să-i miluiască și Domnul să-i salveze. Pentru că așa spune și în rugăciunile, că, în rugăciunile de la Taina Cununie, că mult poate rugăciunea părinților pentru copiilor care i-au născut, pe care i-au născut și au crescut. Și atunci să apeleze la acest mijloc absolut extraordinar, dacă îi se pare imposibil de salvat, tocmai imposibilul să-l ceară lui Dumnezeu, că noi, Dumnezeu, nu cerem lucruri mici, ci lucruri mari, și dacă Dumnezeu va găsi de cuvință și că așa trebuie, Dumnezeu îi va ajuta. Dacă nu, trebuie luată situația ca atare și mers mai departe, fără să-și piardă nădejdea niciunul, nici celălalt. Așadar, răspunsul este rugăciunea, chiar și rugăciunea, la situațiile imposibile. Taina spovedanii și chiar și părinții. În momentul în care noi cu părinții constatăm ceva la copiii noștri, ca dreptul Iov, să nu uităm, Iov aducea jertfă lui Dumnezeu și aducea rugăciuni în fiecare săptămână pentru copiii lui, care erau copii buni, copii la locul lor, care credeau în Dumnezeu. Dar el se gândea, dar dacă au greșit cumva copiii mei, am să-L rog pe Dumnezeu să nu țină cont de greșelilor, să ierte. Ei, și noi ne spovedim, noi părinții, ne rugăm, ne împărtășim și vedeți, prin faptul că avem aceeași natură umană, ei, copiii noștri, au o părtășie, chiar dacă ei nu merg la biserică, au o părtășie cu Hristos, Mântuitorul nostru, prin noi, prin părinții lor. Ne mai întreabă cineva de următorul caz, au divorțat și nu știu acum dacă nașii lor mai au calitatea de nași. Nu mai au calitatea de nași, pentru faptul rămân doar niște prieteni, pentru faptul că nu mai au ei calitate de soț și soție, respectiv mire și mireasă unul față de celălalt. Ne mai întreabă cineva, se pot împărtăși doi tineri care au trăit în concubinaj? Am și răspuns la această întrebare, dar altcineva ne întreabă dacă se mai pot împărtăși cei care s-au căsătorit. Știți că există în popor această tradiție ca odată căsătoriți tinerii să nu se mai împărtășească până la bătrânețe. Regretabil. Nu, sub nicio formă. Deci, printr-o rânduială, pentru că există niște ani, nu spun aici câți ani, se precizează în canoane oprire de la Sfânta Împărtășanie, având în vedere contextul în care trăim noi și vorba părintelui Teofil, care mi-a zis odată foarte frumos. Apoi părinte zice, de aceea suntem noi duhovnici între credincios și colecția de canoane. Altfel punem canoanele în brațele oamenilor și ca în Biserica Română-Catolică îți cauți acolo regulile și te orientezi cumva după canoane. Nu. Duhovnicul, dacă cei doi tineri doresc totuși să se împărtășească, își dau seama că au trăit în păcat, se spovedesc, își pun rânduială, se hotărăsc să se cunune. Cu economie, în funcție de cum îi vede duhovnicul, zic, poate, nu regulă, poate să le permită să se împărtășească, evident, trăind în abstinență o perioadă de timp, să se împărtășească chiar și înainte de cununie sau în ziua cununiei. Pentru că, într-adevăr, taina, aș vrea să subliniez faptul acesta, că e foarte important ca mirii să se cunune și să împlinească taina și prin participarea la integrarea lor euharistică. Și integrarea asta înseamnă să se împărtășească cei doi cu trupul sângele Domnului. Și după ce s-au cununat,
după un timp de pocăință, de întoarcere, de apropiere mai profundă de Dumnezeu, de tainele bisericii, să primească, să se împărtășească. Ați atins o problemă foarte importantă, dar dacă s-au căsătorit, trăiesc împreună, păi cum să se mai cunune? Pardon, cum să se mai împărtășească? Să știți că am trăit în copilăria mea, în această mentalitate. Și nu am înțeles-o. Și nu o înțeleg nici acum. Pun o întrebare retorică și dacă vreți pot să și răspund. În primele secole, creștinii se împărtășeau duminică de duminică, liturgie de liturgie. În corespondența lui, Sfântul Vasile cel Mare spune așa: odinioară se împărtășeau zilnic creștinii. În vremea noastră, secol 4, noi ne împărtășim de 4 ori pe săptămână. Și când erau acestea? Miercurea, vinerea, sâmbăta și duminica. Se și căsătoreau creștinii. Avem undeva o mențiune că ei nu se împărtășeau? Creștinii din vremea respectivă aveau copii? Normal, mai mulți ca noi. Și întrebare, retorică, păi când făceau copiii, că dacă ei se împărtășeau zilnic sau se împărtășeau de 4 ori pe săptămână? Nu există incompatibilitate, deși pot să fiu asaltat după emisiune de întrebări din diferite părți, nu există incompatibilitate între Euharistie și taina cununiei. O taină există vreo incompatibilitate între două taine? Sub nicio formă. Sigur că trebuie, dar respectăm zilele de post, perioadele de post, respectăm, avem o viață creștină autentică și ne împărtășim. Fără niciun impediment. Categoric, indiscutabil. Păi am să pun o întrebare. Și pentru că dacă suntem pe cale și răspunsurile le dăm pe cale și căutăm cine vrea să se mântuiască, așa spune în Pateric, cu întrebarea să călătorească. Călătorim și noi cu întrebarea. Întrebarea este următoarea. Ar putea o familie să se pregătească mai bine pentru a avea copii decât să se pregătească în biserică? Prin Sfânta Împărtășanie. Prin Sfânt Spovedanie, Post, Sfânta Împărtășanie? Întrebare. Aștept un răspuns și după emisiune. Cred că răspunsul și l-a dat fiecare și aș dori să rămânem cu această concluzie. Din păcate, cele 50 de minute au zburat. Așa se întâmplă când avem discuții importante și de aceea vă propun să continuăm această temă și într-o dată viitoare, fiindcă avem foarte multe întrebări la care nu am răspuns și am dori ca aceste întrebări să nu rămână fără o intervenție din partea dumneavoastră. Dacă sunteți sigur, de acord. Sigur, vă mulțumesc pentru anticipat, pentru invitație și pentru invitația anticipată și cu drag, pentru că sunt lucruri foarte importante, foarte interesante, foarte serioase și taina cununiei este taina prin care toți intrăm în contact și toți avem practic parte. Aici ne naștem, aici din asta ne formăm și aici ne formăm familiile și naștem copiii noștri. Părinte, vă mulțumim pentru răspunsurile lămuritoare și foarte folositoare pe care ni le-ați oferit. Eu vă mulțumesc. Doamne ajută! Doamne ajută! Dragii noștri, sperăm că emisiunea din această seară v-a fost de un real folos și că ați primit răspunsuri la întrebările care vă frământau. Vă dau întâlnire și data viitoare, tot la ora 21, în transmisiune directă la Trinitas TV. Să aveți o seară binecuvântată și o săptămână plină de folos duhovnicesc pe calea mântuirii. La revedere!